Bun găsit, stimați telespectatori, la ordinea de zi, ca în fiecare marți, suntem împreună să analizăm principalele evenimente din media, din viața socială, economică și politică a țării. Uh, trebuie spus că sunt câteva subiecte uh, majore care uh, sunt în ultimile zile pe buzele tuturor, nu mai putem decât să discutăm de trei teme mari, aș putea spune, una se referă la uh, codul fiscal care n-a fost acceptat de președinte și probabil toată vara vom discuta de el, cât de bun e uh, în varianta uh, coaliției guvernamentale și a multor specialiști care au lucrat la acest cod și cât de rău e a președintelui la câțiva consilieri care nu prea știu cu ce se mănâncă pe acolo pe la Cotroceni și la câțiva liberal dezorientați care nici ei nu știu ce au, au votat una așa cum spun alta, că așa li s probabil așa li s-a spus în, de la Cotroceni. Asta ar fi o primă temă, cea a doua temă se referă la un demers civic amplu și foarte foarte reușit aș putea spune din păcate pe un eveniment tragic e vorba de uh, acel viol uh, al fetei din Moldova în urma căruia șapte tineri au fost socotiți, adică au fost lăsați liberi pe motiv că nu reprezintă pericol public. Mărturisesc că e pentru prima dată când sunt de acord cu cei de la CSM, inspecția judiciară, să meargă să întrebe pe judecătorii ăia dacă sunt normal la cap. Atât, nu altceva. Deci nu cred că, că, nu cred că se pune problema de corupție sau de altceva dar să-i voi sunteți întregi? Și dacă sunteți întregi la, la mansard, atunci mai discutăm. Dar tare mi-e frică că ar putea avea mari surprize cei care se duc în control. Bineînțeles, dacă controlul e pe bune. Cea treia temă mare, o temă care uh, cu siguranță nu se va tranșa foarte curând, chiar dacă, să spunem, adunări uh, aceste uh, evenimente care s-au desfășurat sau se vor desfășura la nivelul Partidului Social-Democrat, ar putea să stabilească la un moment dat liderul interimar după Victor Ponta și până la Congres poate să fie între Rovana Plumb și uh, Liviu Dragnea. Mărturisesc că cred că nu se va sfârși acolo. Bătălia în partidul, principalul partid de guvernământ este una foarte mare. Dar și o, o întrebare ca cetățean, nu echidistant. Victor Ponta a părăsit funcția în virtutea unui articol pe ca, funcția din partid, vreau să spun, în virtutea unui articol al chiar el la băgat că prin martie în statut, conform căreia dacă este cercetat, urmărit, trimis în judecată, trebuie să plece. Din funcțiile de la partid. Bun. Dar, Liviu Dragnea, dacă candidează, ăsta e condamnat. E adevărat că e cu suspendare, că e an, că dosarul e cu mie și că, în fine. Dar renunțăm la un uh, uh, om de, să spunem așa, uh, un om care deocamdată nu este vinovat declarat de către o instanță judecătorească. Ce spun procurorii ne interesează mai puțin în această, la acest moment și vedem că se întâmplă unele lucruri ciudate, cel puțin. Vom trăi și vom vedea cum se va termina, dar cu siguranță, nici dacă pierde unul, nici dacă pierde unul nominalizarea, cu siguranță aripile, că mai este și nea... Neazgonea de la Camera Deputaților, care vrea și el, știți, a ajuns dintr-o întâmplare la președinția Camerei Deputaților, acum omul proaspăt căsătorit, a primit arip de la tânăra sa soție și acum vrea să fie chiar liderul celui mai important partid din România. Ale tinereții valuri sau, cum am spune, cine știe cum se va termina, dar nu cred că va fi bun, bună situația pentru viața politică românească. Dacă mă întrebați pe mine, n-aș vedea o schimbare politică foarte rapidă, adică mă aștept la ceva de acest gen, dar undeva în toamnă, pentru că așa cum spuneam chiar și la această emisiune, politicienii noștri au dat de concediu, chiar dacă unii au fost pe loc repaus în țară să nu poată pleca, că poate, poate și-o dat demisia Victor Ponta, din câte am înțeles chiar premierul intenționează și câteva zile de concediu, așa că nu mă aștept să se întâmple mare lucru cel puțin în perioada 1-15 august, când inclusiv președintele se va afla în concediu și alți oficiali, inclusiv în județul Gorj. Și pentru că tot veni vorba de Gorj, o să vorbesc de un subiect care are însă repercursiuni la nivel național, deja se reflectă în toată presa centrală și anume Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală în REM în cazul exportului de cărbune realizat de Complexul Energetic Oltenia prin intermediul unei firme de apartament. Știți cazul de care am tot dezbătut noi și în decembrie, și în ianuarie, și în februarie și iată că încă nu s-a terminat, dar lucrurile arată că n-au prea fost în regulă așa, de neau structura centrală, început, de fapt structura centrală, că cea locală a fost desfințată prin 2014, dacă ne aducem aminte bine, a început urmărirea penală în cadrul contractului încheiat de Complexul Energetic Oltenia cu BVA Coal, o firmă de apartament din Constanța, pentru livrarea în Serbia unei cantități de 1,2 milioane de tone de cărbune. De fapt, știți acest, acest lucru. S-a confirmat, de fapt, că a început urmărirea în REM uh, și că e de, e de rău că dacă n-ar fi de bine, deși, cum să vă zic, uh, situația uh, s-ar putea ca pentru complex să fi fost un contrabun chiar dacă era pe pierdere, pentru că oamenii ei aveau de lucru, iar în interiorul companiei lucrurile erau cum erau. De ce vă spun acest lucru? Iată că au urmat concedieri, iată că s-au făcut și vor mai fi și alte probleme, iar complexul energetic trece în continuare prin perioade nu foarte, nu foarte fericite. Dar asta rămâne să vedem ce va fi, cum va fi, iar într-o zi. Dar acum că vorbeam de subiectele mari de care toată lumea vorbește și sunt dezbătute de fiecare, una dintre, una dintre ele se referă la faptul că despre codul fiscal, o, e așa, toate televiziunile au luat foc de -o vreo săptămână, discutăm că codul, că fiscal, că nu știu ce, ba din contră, ca să fim în Într-o țară a tuturor posibilităților și a multor neputințe, cum spune poetul, ne-am trezit în situația în care, deși nu avem codul fiscal aprobat, l-am trimis la Parlament să fie rediscutat, avem codul de procedură fiscală, deci procedura o avem. dar avem însă obiectul ce să procedăm. Deci, practic, dacă, dacă n-ar fi ciudată această situație, sau dacă în spatele ei n-ar fi interese politicianiste, am putea să râdem de această situație. Adică cum, pro, cum dai codul de procedură dacă nu ai dat pe celălalt. E cam filmele cu Stan și Bran. Bun. Acum cinstit pentru un om normal ar zice, bă frate, dar bun. Dar care-i problema? A întors. Nu-i prima dată când a întors Iohannis. Băsescu făcea asta aproape cotidian. Vine din nou legea, o votez din nou și o trimis la președinte că nu mai ce face și trebuie să o semneze. Dar la noi am început să ne văităm. Pe de o parte, coaliția se vaită. Mamă, ce-a făcut Iohannis! Și vezi, doamne, că țărișoara, că nu știu ce. Pe partea cealaltă, cei din uh, uh, Iohannis și echipa sa, partidul meu, sau guvernul meu, cum spunea uh, liderul de la Cotroceni, dau din colț în colț, în sensul că ei au respins acest lucru. Vreau să vă spun... Inabilit, inabil politic, e clar că toată lumea a văzut că nu prea au argumente, dar nici, nici măcar n-a venit să, să explice. Vine câte un consilier care nu prea știe ce cu el pe acolo și nu e din domeniul economic chiar o tâmpenie, sau, și mai și... Uh, i-au pus pe liberali într-o situație în care până acum spuneau că votează și-au și votat în Parlament iar acum nu știu ce să facă, adică bă ne menținem gen Ludovic Orban, da, menținem votul sau ne menținem Alina Gorghiu că ea în momentul când apare la televizor și se uită la tine nu prea știi, pare atât de dezorientată și de pusă să joace un rol care nu e al ei încât nu o să știi de la, mai ales dacă să zicem va fi premier într-o într-o într perioadă viitoare? Vă dați seama că nu a anunțat diverse mări, că nu te rămânești după ce vorbește ea? Zici, bă, am nevoie de traducător să știu ce a zis. E de bine sau de rău? Cam asta e Alina Gorghiu la acest moment. Dar ne întoarcem acum la situația din, uh, din, din acest moment. Deci codul fiscal e întors la Parlament. În mod normal sunt mai multe variante. Ori mergem pe ordonanțe de urgență, care, atenție, ni s-a spus, am aflat acum și vreau să vă spun că cel puțin pentru unul ca mine m-a mirat foarte mult și anume, nu e domne, nu e, nu e bine să dai ordonanță de urgență, că nu-i toată clasa politică de acord sau nu poți să-ți asumi răspunderea pe el. De ce? Nu-i toată clasa politică. De parcă a fost vreodată clasa politică românească de acord cu ceva. Toată. Când e unul hăis, celălalt e cea. Gen politică românească. Și atunci, Bun, și dacă nu facem aceste lucruri, facem o sesiune extraordinară, punem codul din nou, liberalii ca de papagal, că ce să facă? Dacă votează să ceartă cu Iohannis, dacă nu votează, ia electoratul. Bă, fiți atenți că în programul vostru e chestia asta. Așa că e de bine. În sensul că vom avea evenimente pe codul fiscal încă câteva luni de acum. Bun. Apropo de codul fiscal, că tot vreau să vă prezint așa o situație. Astăzi au mai apărut niște explicații de la Cotroceni, cu privire la codul fiscal și anume, de ce n-ar fi fost de acord președintele? Cităm. Avem un... Deci argumentele prezentate de Consilierul Prezidențial. Nu i-am reținut numele, dar nici nu contează că nu e din aia cunoscuții. Cunoscuții decid, ceilalți probabil mai și citesc câte ceva. Bun. Și ce zice așa? Printre altele, că a fost o analiză riguroasă făcută administrația pusă la dispoziția Administrației prezidențiale, deci recunosc asta cei de la Cotroceni. Potrivit acestei analize, în baza datelor existente în acest moment, a reieșit că România nu va putea respecta în 2016 angajamentele bugetare asumate în contextul proiectării în deficit final de circa 2,5% din PIB, față de ținta de deficit de 1,2% din PIB. Bun. Știți și vă spun toți politicienii la televizor, nimeni nu respectă asta. Asta cu 1,2, o tâmpenie de la Traian Băsescu pe care am înghițit-o, toți că vezi, Doamne, să nu derapăm, să nu știu de parcă e iarnă permanent și în finanțele internaționale. Dar vreau să vă spun un lucru. Dacă toți, inclusiv Franța, merg pe o extindere, deci, pe de un deficit la limită. Știți că prin uh, tratatul de la Maastricht suntem obligați, dacă rămânem în Uniunea Europeană, să avem maxim 3%, da? Dacă ne încadrăm în asta și vrem să ne dezvoltăm, asta ar fi soluția. Și dacă ceilalți o fac, nu văd de ce ar fi problema noastră. Dar, de ce vreau să vă spun acest lucru? Uh, aceste justificări, dacă veneau, venea președintele în fața României și spunea, Doamne eu nu sunt de acord cu asta, cu asta și cu asta. Să se analizeze. Nu s-a făcut. Președintele Traian Băsescu a ieșit ieri și a spus un lucru foarte interesant. Pe lege trebuia să, să cheme guvernul la consultări și să-i spună, bă, lămuriți mai aici și aici și dacă nu cădea la înțeles, să respingă. Traian Băsescu a făcut acest lucru. Din nefericire sunt începători, poate unii de la Cotroceni, dintre consilieri, și l-au pus pe președinte într-o situație, dar cu siguranță, deci părerea mea, este că codul fiscal va trece într-un fel sau altul. De ce? E nevoie de el, e nevoie de relansare, și se întâmplă în toată Europa. Atenție! Nu mai mergem pe variante gen de austeritate, cum era în toată Europa acum câteva luni, și nu mai vorbesc acum câțiva ani. Italia a anunțat măsuri mari de relaxare, din ce am văzut se pregătește Spania, care are și -a probleme economice, sunt și alte țări care fac acest lucru, așa că e normal să ne aliniem și noi. Austeritatea poate fi văzută la German pentru că din austeritate ei câștigă cel mai mult. Sunt țara cea mai dezvoltată economic și normal că le convine să rămână în niște parametri. Dar ce înseamnă la ei un deficit de 1% și ce înseamnă la noi, apropo de de comparație. Bun, dacă ar fi vă spuneam mai devreme la începutul acestei emisiuni că lăudabilă inițiativă și faptul că s-au implicat foarte, mulți, foarte multe persoane din societatea civilă în situația din Moldova cu acei tineri care au rămas în libertate deși locul lor era clar la închisoare vreau să vă spun că acest demers civil pare să aibă roade și este foarte important faptul că ne pasă, că începem să ne, începe să ne pese de ce se de ce se poate întâmpla. Bine, cred cum e treaba pe la noi, cred că începe să fie și speculată politic această dramă a fetei din, din Moldova, chiar a apărut astăzi la televiziune. Nu știu dacă era cel mai bun uh, cel, mai mult, cel mai bun moment să apare, dar știți cu după rating, până la urmă bănuiesc că va câștiga și ea niște bani, dar faza este că faptul că s-au implicat foarte mulți ca acești tineri să nu rămână în libertate este mare lucru. Așa trebuie făcut în România când autoritățile nu uh, își fac datoria. Uh, da, în mai avem două minute, așa cum îmi spun colegii din cască, până at, trecem puțin mai departe spre viața internațională. Bineînțeles, subiectul mare și care va rămâne în continuare, să nu credeți că s-a trecut peste el, este criza din Grecia. De ce spun că rămâne? Tsiparis, sau cum se numește premierul grec, care a acceptat și părea că a fost înfrânt acum de Uniunea Europeană, în sensul că a trebuit să semneze niște înțelegeri înrobitoare pentru, pentru poporul grec, vreau să vă spun că și s-a aflat acum zilele acestea că de fapt el a negociat cu Vladimir Putin, chiar acceptase Rusia să bage vreo 10 miliarde de euro în, în Grecia ca să-i salveze la momentul acela și să treacă la dracma. E, nu s-a întâmplat acel lucru, ceva s-a rupt, dar s-ar putea ca s-ar putea ca acea situație să nu fi fost uh, deci până la urmă cel care să fie reputat o victorie să fie premierul grec, atenție, și nu Uniunea Europeană. Dar, vă spuneam, sunt subiecte care vor rămâne pe agenda în toată această vară. Vom vedea ce va mai fi. Revenim și săptămâna viitoare. Cu acestea și cu multe altele. Mulțumim pentru atenție! La revedere!